ziua, vă salută Tatiana. Așa cum am promis pentru gurița oului, voi face un tutorial separat și deoarece titlul va fi diferit. De câtva timp mă gândesc la modul în care putem realiza guriță croșetată, fără să fim nevoite să mai coasem cu acul. În modul acesta dăm o formă plăcută jucăriilor noastre amigurumi și de aceea, după multe încercări, am ajuns la un numitor comun, să-l numesc așa. Cu firul roșu sau roz, cum doriți să faceți gurița, voi face un număr de 8 ochiuri de lanț. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Din acest moment, mă voi întoarce înapoi și nu în primul, în cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet. Voi face un picioruș scurt, firul de croșet, voi face un picioruș dublu, după care voi face două piciorușe alunecate. Deci, două piciorușe alunecate, firul de croșet, în următorul voi face un picioruș dublu, un picioruș scurt, iar aici, în ultimul picioruș, voi face din nou un fir alunecat. Voi toarce lucrarea pe partea cealaltă, voi prinde capătul de fir și, în corespondență fiecărui picioruș, de partea cealaltă, voi face un picioruș scurt. Felul acesta vă vom crea o guriță. Bineînțeles, o putem face mai mică sau mai mare, mărind numărul ochiurilor de lanț și implicit al piciorușelor duble. Deci, după cum vedeți, am făcut piciorușe scurte. Am ajuns la capăt, aici, în capăt, în corespondența ochiului unde noi am întors croșetul, să spunem, și am intrat în cel de-al doilea picioruș, voi face un picioruș alunecat. Voi scurta firul și, bineînțeles, un capăt de fir va fi mai lung, pentru că este nevoie să coasem, celălalt mai scurt. Vom ascunde acest capăt de fir în modul în care să nu se observe unde noi am închis lucrarea. Și, după cum vedeți, am obținut această guriță cusută pe jucăria noastră. Bineînțeles că va avea o formă deosebită, va avea exact forma guriței. Voi încerca să fac și una un pic mai mare, însă nu cred că este nevoie. Uitați-vă modul în care se prezintă pe jucăria noastră. Eu cred că este foarte util pentru dumneavoastră, doamnelor, mai ales pentru cele care lucrați jucăria amigurumi. Acum eu o voi pune aici, la lucrarea mea. După cum puteți vedea, eu am aplicat deja gurița. Eu cred că arată foarte bine, având și această formă a buzelor. Cum am procedat și cu celălalt ou, amigurumi, voi aplica și un fluturaj, fluturajul în 5 minute, care, așa cum vă spuneam, îl veți găsi pe canalul meu și voi pune acest fluturaj aici de o parte, încât să-i dăm o notă de culoare și acestui ou, însă tema principală a acestui scurt tutorial a fost, practic, lucrarea guriței. Eu sper să vă fie de folos, sper să vă placă și dacă
Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Eu sunt Tatiana Andrieș, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere!